sau nu? Ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu cred că este o surpriză. Ne aflăm într-o formă foarte bună, doar arbitrajul a făcut ca în acest play-off să nu avem mai multe puncte. Dacă ne amintim, meciul cu CFR, golul lor a fost marcat din offside, premergătoare golului a fost offside, după aia cu Faro am avut un gol perfect valabil, dar asta este, mergem mai departe, ne bucurăm că am reușit să spargem gheața în sfârșit în Giulești și am reușit să obținem cele 3 puncte, este foarte important pentru moralul nostru, ne va aștepta o partidă foarte dificilă contra Craiovei. Sperăm să pregătim și acel meci foarte bine și să obținem puncte. Cum a fost atmosfera din Giulești? Poate și în comparație cu celelalte meciuri, pentru că echipa și Rapidul e într-o criză și cred că ai simțit și de asta. Da, a fost o atmosferă infernală, cum este mereu în Giulești. Sunt cei mai frumos suporteri din țară, cum știm cu toții, fac o atmosferă incredibilă, împing echipa de la spate, dar toată săptămâna ne-am pregătit și pentru acest lucru. Știam că este o presiune foarte mare pe toată echipa Rapidului și dacă nu vor reuși să ne învingă, suporterii se vor întoarce împotriva lor. Ați intrat în fora pentru cupele europene. Cum vezi bătălia asta în care acum v-ați înscris și voi? Da, în ultimii 3 ani am tot participat în competițiile europene. De la an la an am crescut, am reușit să trecem cu o etapă mereu în plus în fiecare an. Sperăm că și în acest an, chiar dacă este foarte dificil că am ieșit prematur din Cupa României, am ieșit din grupe, sperăm, muncim și vedem, luăm meci și vedem la final unde ne vom afla. Cum ar suna un derby cu Miercurea Ciuc în sezonul viitor în Superliga? Ei speră să promoveze direct și au șanse destul de bune. Bănesc că știi clasamentul, ești la curent. Da, sunt la curent. Ar fi un derby, dar nimic mai mult. Eu urez multă baftă celor de la Miercurea Ciuc pentru antrenorul Robert Ilieș, care a fost secund la noi, cu care am colaborat foarte bine. Am reușit să obținem 4 trofee. Le urez multă baftă și îi așteptăm în Superliga. M-ați încurajat pe fostul vostru antrenor, pentru asta fiind cerea demisia. E un moment greu pentru... Credeți că ar trebui să mai reziste mergând din tensiunii acestea? Nu pot să-mi dau eu cu părere dacă ar trebui să reziste sau nu. Am avut un dialog cu dânsul la final de meci. I-am transmis că îmi pare rău pentru situația dânsului, că îmi pare rău în ce situație se află. A fost un antrenor foarte important pentru noi. Am reușit să obținem primele 3 trofee cu dânsul și îi urez multă baftă pe viitor. Ok, mulțumim. Și eu. Felicitări. Mulțumim.